Bine am găsit în alt episod de Genshin Impact despre pull sau skip. În patch-ul 4.3 partea două avem bannerul cu Raiden și bannerul cu domnișoara Yomiya. Din punctul meu de vedere sunt niște bannere de nota 11, surprinzător de bune, mai ales că ce vedeți în imagine, adică ce vedeți ca și 4 star, mai ales la Raiden, e direct o echipă, deci faceți rost de fiecare și deja aveți o echipă direct pentru caracterele astea. Referitor, doamna Cerveus, sau cum se pronunță doamna, este o caracter care o să meargă extraordinar pe Hyper Carry Raiden din cauza că scade 40% rezistențe la contact cu Electro, ea fiind caracter de Pyro, poate să ajute să scoate niște numere imens de mare pentru Raiden, chiar C0. E foarte frumos că au făcut așa ceva, sincer, sper să țină cont mereu că caracterele 5 star au nevoie de suport ca să funcționeze și în cazul ăsta le-au ieșit de nota 11. Cum știți bine, Raidena noastră pur și simplu este un caracter universal, bun în toate echipele, nu contează unde aveți nevoie de electro sau de baterie pentru a vă face ultimățile mai rapide. Raiden este prima alegere pentru că nu necesită prea multă ocupație, dacă putem zice așa, la utilizarea ei, pur și simplu dați eu. Eu fiind sursa principală din cauza, îți face electro damage-ul continuu și particule de fiecare dată când aveți un hit cu alt caracter. Nu neapărat cu ea, face o particulă la o reacție și dați electro damage-ul. Damage-ul e mare, dar e o constantă acționare de electro plus particule. Pentru mai multe detalii am video ca să vă pun dedesubt, în ca să vedeți tot despre ea. După aia avem pe domnul Benny. Domnul Benny, cum știți, e cel mai bun caracter din joc, din punctul meu de vedere. Bine, ca și 4 star vorbind, este un caracter care dă heal, dă buff și dă și destul de mult damage pentru un caracter de genul. Tot ce contează, dacă vreți să dați la el, este ultimata, deci constelație 1 și deja v-ați atins scopul maxim, adică buff-ul, că la constelație 1 pur și simplu crește mai mult atacul cu 20% din base attack-ul lui Benny, asta înseamnă mult mai mult damage. Așa că din nou o să vă lăs în descriere tot ce trebuie să știți despre el. Să trecem la ultima 4 star care vine. Mi se pare una cea mai importante caractere pentru Raiden. Este Kojo Sara. Pur și simplu amplifică atacul aliatului plus la constelație 6. Amplifică critical damage-ul pe Electro numai, dar cu foarte mult, constelație 6 fiind aia care toată lumea o dorește, e 60% mai mult critical damage electro după ce dă ultimata Kojo Sara. Asta face extrem de bună, dar nu înseamnă că constelație 0 nu e bună, pur și simplu conferă foarte mult damage din partea E-ului, adică un total de 43% la level 1, la level 10 73%, cu o durată de 6 secunde, asta vă permite să dați ultimata lor Raider și să aprofitați de buff-ul lui Kojo Sara chiar la constelație mică. Acum avem primul caracter, cum ar fi nou, dacă putem vorbi așa, Pyro din patch-ul ăsta, pur și simplu 4 star, să nu uităm. Este doamna Cerveus, chiar nu știu cum se pronunță numele ei, din păcate, eu zic Cervețel. Cu ea fiind spuse, este un poliarm suport și în același timp destul de mult de păsăuri, are un scaling destul de mare pe ei, adică sursa e de damage ajunge la level 10 chiar la 508%, e foarte mult damage, dar sursa e principal din cauza că o să se joace. Este pur și simplu pasiva numărul 2, de fiecare dată când intră în contact Pyro sau Electro, scade rezistența cu 40% la mobul ăla. Adică pur și simplu cu Raiden și cu ea în echipă o să aveți mereu, pentru că ea aplică destul de mult Pyro, mai ales pe ultimată, fiind un AOE Global Damage. Asta fi spus, ea este o opțiune chiar foarte bună, dar să o jucați în echipă cu Raiden. Recomand, pentru că ajută foarte mult acel minus 40%. Să trecem la celălalt 5 star al nostru. Celălalt 5 star al nostru este doamna Yomiya. Doamna Yomiya pur și simplu este un DPS single target Pyro Damage extrem de puternic, din păcate dependent de Vape și de un Shielder în echipa ei, dar încă este viabilă absolut, încă chiar și în Abyss-ul ăsta care acum încă merge foarte bine, chiar și pe viitor o să meargă foarte bine din cauza că este un single target în care chiar dă foarte mult pe secundă.
tot ce trebuie să știți așa repede despre ea este pur și simplu EU. EU este sursa principală de damage în momentul când o porniți. Aveți pur și simplu basic încetate în pyro cu orice reacție care aveți pe lângă voi, ca și Xinciu, Ellen. O să facă direct vape cu mult mai mult damage. Nu prea contează constelația la ea, pentru că ea e destul de bună așa cum e. Pentru mai multe detalii, din nou, în descriere. Să revenim la setul de arme. Setul de arme este bun și ish în același timp. Ca să-mi verific arma lui Yomia, Thunder Pulse-ul și doamna arma lui Raiden, Lightning-ul, pur și simplu sunt arme extrem de bune, dar din păcate Four Star-urile, în afară de Rastu și de Favonias, nu sunt arme în care să maxați. Dați pur și simplu că dacă nu aveți nici una, nici alta, momentul ăla Banner Rock poate funcționa. Pentru Raiden o să avem opțiune de pescuială de catch din Inazuma. Dacă nu țineți neapărat cont să dați pentru armă, nu-i nicio problemă. Raiden funcționează, cred că, și mai bine un pic pe arma aia decât pe arma ei. Dar Thunder Pulse-ul pur și simplu este bun din cauza că este o armă universală în care amplifică atacul, damage-ul, direct life farm de 20% cu critical damage-ul, în total de 66 critical damage. Pur și simplu de fiecare dată când voi dați normal atacuri, faceți niște stack-uri, stack-urile creează mai mult damage. Practic, cu cât dați mai mult basic consecutiv, face mult mai mult damage. De asta pe lumea mea este un minut, pentru că durează în jur de 10 secunde EO, adică de fiecare dată când dați basic o să fie mai puternic din cauza shield armei. După avem cealaltă 5 star armă, pur și simplu tot energy recharge-ul îl transformă în atac. Asta ajută foarte mult, ei, mai ales că ia un caracter cu base atacul sau atacul destul de mic, încât vă conferă să jucați pe gomblet electro damage, nu atac în mod normal fără arma asta să joacă atac. Este o armă extrem de bună, mai ales că vă permite acel lux și să puteți face, să ajungeți din niște energy recharge, mai să rai de fiecare ter care scalează și funcționează pe baza energy recharge-ului. Cu astea fi spuse, sper că v-am ajutat să decideți. Din punctul meu de vedere, este un mare pull. În același timp o să vină Naida următorul patch, deci asta depinde de decizia voastră. Mulțumesc de urmărire, ne vedem la următoarea, pa, pa!